Elevii din clasele a 12 și a 13 au finalizat cursurile. Tot astăzi a fost ultima zi de înscriere la bacalaureat. În perioada 17-19 iunie vor fi evaluate competențele lingvistice de comunicare orală în limba română. Potrivit calendarului examenului de bacalaureat, în zilele de 19 și 20 iunie se vor evalua competențele lingvistice de comunicare orală în limba maternă pentru elevii din partea minorităților naționale. Evaluarea competențelor digitale se va face în perioada 19-21 iunie, iar între 25 și 27 iunie va avea loc evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională. În 1 iulie se va susține proba scrisă la limba și literatura română, iar în 2 iulie proba obligatorie a profilului. Proba la alegerea profilului și specializări este programată în 4 iulie, iar în 5 iulie elevii din partea minorităților naționale vor susține proba scrisă la limba și literatura maternă. Rezultatele la probele scrise vor fi afișate în 8 iulie până la ora 12 și tot în aceeași zi se vor putea depune contestațiile în intervalul orar 12-18. Rezultatele finale, după rezolvarea contestațiilor, vor fi afișate în 12 iulie.